Farul Constanța și CSM Alexandria au încheiat la egalitate prima partidă din grupa C în cadrul Cupei României la fotbal. Liderul din Superliga a deschis scorul prin Gabriel Torje, după doar 8 minute jucate în partida de pe stadionul municipal din Turnu Măgurele. Gazdele au dat însă lovitura la finalul primei reprize, când Mihai Stancu a restabilit egalitatea din lovitură liberă. Torje și-a mai adus odată echipa în avantaj în minutul 58 și meciul părea că se îndreaptă către o victorie lejeră a marinarilor. Calculele constanțenilor au fost date peste cap chiar în finalul meciului, când CSM Alexandria a mai revenit odată în joc după golul marcat de Cioabă, după o greșeală în lanț în defensiva lui Hagi. Cred că publicul s-a bucurat, a fost un meci frumos când se marchează două goluri. Și o echipă și cealaltă s-a jucat. Eu zic că am întâlnit o echipă, chiar dacă e din divizia care e, dar o echipă foarte bună, care e pe primul loc, care merită să fie aici și a fost un meci frumos. Din păcate, noi trebuia să fim mai inteligenți, să știam să facem lucrurile ca să plecăm cu cele trei puncte acasă. Fiecare a dat cât a putut, cât poate fiecare. Ăsta e fotbalul. Din păcate, cred că am avut și penalti și gol valabil. Da, la acea fază. Și gol valabil și toate și asta e. Mergem înainte. Cupa României la fotbal se desfășoară în acest sezon într-un nou format. Primele două clasate din fiecare grupă la finalul meciurilor disputate se califică în faza sferturilor de finală. Alături de Farul și CSM Alexandria, din grupa C mai fac parte Rapid București, CFR Cluj, CSC Dumbrăvița și Universitatea Cluj. În partida următoare din cupă, marinarii vor da piept pe 9 noiembrie cu Rapid București.